știu, protocoale autorităților. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar cete că încep să se dovedească că măștile care suntem obligați să le purtăm, înțelegeți dumneavoastră ce am văzut, că sunt infectate. Conțin nanovierni care ajung în plămânii oamenilor. Nanovier pe care i-a arătat puțin mai devreme domnul Presure și i-a demonstrat ca nefiind nanovier. Să sunăm la emoționantul nostru parlamentar, să-l punem în temă, să-l liniștim un pic, că până la urmă, vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia care acuză televiziunile, și acum, sigur, televiziunile sunt multe, nu putem să le generalizăm. Sunt unele televiziuni care cu asta se ocupă, într-adevăr. Dar acuză televiziunile în corpore că panichează populația, el tocmai a anunțat oamenii că măștile conțin nanovieri. Care ajung în plămâni. Care ajung după aia în plămâni. Deci eu am o rugăminte, mai puțin cu panica, domne, pentru populație. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul deputat Lasca! Bună, da, da! Da, sunteți în direct pe B1 TV, aveți un minut? B1 TV? Da, da. Sunteți în direct pe B1 TV, discutăm despre subiectul pe care l-ați lansat dumneavoastră vineri, cu nanoviermi și așa mai departe. Și de-aia am vrut să vă dăm posibilitatea să-l susțineți. E o stare de nebunie încremenită în România în momentul de față, adică până la urmă am înțeles, tată, am înțeles, sunteți disperați cu virusul, cu nebuneala, cu nu știu ce, de un an de zile, nu înțelegeți ce vi se întâmplă, e o stare de buimăceală, bă, dar totuși mintea trebuie să lucreze cât de cât acolo, într-un stadiu minim. Un exemplu de situație bezmetică petrecută în viețile noastre, apare această informație cum că măștile ar conține vieri. Pentru că a pus unul la un microscop acolo, a umezit un pic, a încălzit și a început să se miște ceva ce pare a fi un vierme. Zice, domnule, au băgat ăștia viermi în măști. Numai la umezeală încep să se miște și la căldură. Când nu au umezeală și căldură, rămân imobilizați. Bun, ăsta este momentul să dau și eu drumul la mașina cu aburi. Mă dau seama că prin această metodă mi-am aburit toate lentilele sistemului. O metodă mai bună este să aburi masca separat. Și acum, iată rezultatul. Vedem aici cum, după ce au fost supuse aburului, acele mici lucruri negre parcă se mișcă, parcă se contorsionează, parcă ele capătă viață. Priviți aici unul dintre acele obiecte misterioase. Acesta însă pare că are un capăt liber. După părerea mea, seamănă foarte mult cu un fir textil care este fixat pe mască de un capăt, iar capătul celălalt plutește în aer. Și vedeți aici cum focalizez și defocalizez imaginea. De ce se mișcă? Pentru că aburul care este încă în mască se ridică în sus și în felul acesta pune în mișcare ceea ce eu cred că este o fibră textilă. Au băgat vierbe măști care se duc după aia direct în plămâni. Deci i-au dat de cap până la urmă. Ce vor să zică ei cu asta? Dom'le, nu e nicio problemă, că ei tot caută argumente pentru care în momentul de față nu e nicio problemă cu pandemia, e ceva inventat, e ceva făcut artificial și probabil că asta în sensul ăsta era. Au băgat vierbe măști. Vă dați seama totuși în ce stadiu al minții trebuie să fii să ajungi să zici așa ceva? Sunteți sigur că conține aceste lucruri, că aceste bodnițe pot fi infectate. Domnul deputat, noi înainte să vă sunăm pe dumneavoastră am difuzat o înregistrare realizată, un experiment realizat de fizicianul Cristian Presură. Nu știu dacă sunteți familiarizat. Ăla e al vostru, ăla e al vostru, al presei. Nu e al nostru, e al urmașilor noștri, că va face istorie. Domnul acela, știu, e vorba despre domnul care a spus că dacă mor copiii, nu e nicio problemă, că sunt egal cu un calculator. Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Nu este nicio diferență între un copil și un laptop. Pentru că amândouă sunt niște automate. Laptopul îți face o chestie automată, copilul îți face niște o chestie automată, pentru că el nu e decât un automat, copilul ăla. Are niște neuroni, neuronii aia decid ce decizie să ia copilul și copilul plânge și te ia în brațe, da? În urma unor decizii neuronale ale celui automat care este corpul copilului. Nu a zis așa ceva, domnul deputat. Vedeți ce înseamnă să vedeți doar realitatea trunchiată? A spus că doar o minte bolnavă poate susține că este copilul un obiect și poate pune semnul de egalitate între un obiect și o ființă umană. Deci ați decontextualizat. În primul rând să știi că nevoia asta nu e în mulți oameni. În foarte mulți oameni pornește de la ce ai spus tu, știi? Frica de moarte, efectiv, care e foarte puternică. Sau frica lipsii de sens. Pentru că dacă tu ești un ateu adevărat, da, un ateu adevărat din ăsta, cum e Dawkins, da, tu realizezi de fapt că nici măcar dragostea nu este altceva decât materie, da? Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Da, dar mi-a zis asta, dar nu să stăm acum să facem arheologia declarațiilor. Domnul Lasca. Okay, voi sunteți susținători ai măștilor și ai vaccinului, ai obligativității vaccinării? Nu. Niciodată ai obligativității vaccinării, domnul Lasca. Ok, voi agreați masca?
Păi, masca e obligatorie, o purtăm. Ce agreem masca? Nu, ne ajută pe unii nu. Sunteți mândri de voi, când o purtați. Ce anume? Ce să facem? Sunteți mândri de voi când purtați masca. Nu, da, vă că sunteți voi mândri de voi că nu purtați masca. A ajuns, este un temei de mândrie. Am văzut că nu purtați masca cu mândrie. Eu sunt mândru de mine. Și ideea asta e susținută de un parlamentar al lor de la AUR, care era atât de penibil încât și aia de la AUR l-au dat afară. Pentru că omul, atenție, e condamnat pentru această violență pe care o urmăriți aici. Hai să vedem pentru ce e condamnat omul ăsta. Erau destul de mulți care ne înjurau pe noi cum că am fi vânduși și așa mai departe și că domnul parlamentar se zbate și încearcă de bine, de rău, că de când să mai așeze lucrurile într-o ordine. Hai să-l vedeți pe domnul parlamentar, că sigur că e bine să știm exact cu cine avem de a face. Domnul parlamentar are niște condamnări și nu neapărat foarte și vechi. Și niște dosare penale în loc. Da, și nu neapărat foarte vechi, are niște condamnări destul de recente. Dar oamenii, uite, se simt reprezentați. Am văzut cei care susțin acest partid AUR și, mă rog, dânsul înțeleg că nu mai face parte din AUR, dar oricum cei care susțin că, domnule, asta cu pandemia, mă rog eu frumos, nu există pandemia și așa mai departe, se simt reprezentați bine de acest om. Deci n-au venit să spună, da, domnule, dar nu sunt toți așa. Deci ăsta e, ca, e cum e, ok, e cum e, dar nu sunt toți așa. Nu, ei se simt foarte bine reprezentând, cântați că sunt reprezentați de asemenea și oameni. Și după care vă oferim niște detalii dintr-un dosar absolut interesant al patriotului Lasca, acuzat că face trafic cu migranți. Deci am cum să fii patriot în timpul zilei și noaptea să aduci ilegal migranți? Da, hai să vedem momentul care l-a consacrat. Dezvoltăm ulterior, dar mai întâi de să vedeți cea mai reprezentativă faptă. El este cel care nu e în mașină, ăsta e indiciul pe care vi-l dau. Hai să vedem. Alții. Doar aici, adevărul din sport. Realitatea sportivă la TTV Oradea. Să nu mai urc înapoi, că m-a agit. Poate vine și ne dă și nouă câteva. E tipul pentru petrecere cu Favorit FM. Radioul cântecelor noastre. Astăzi trimitem direct la poliție. Numai să-i prind numărul la ăla din față. Nu te băga, te rog! Genul ăla de individ este pus în Parlamentul României. Genul ăla de individ care publică pe Facebook un text agramat în legătură cu faptul că zbârâți în mască vieni. Și îl sunăm pe omul ăsta în direct, doamnelor și domnilor, dacă tot ne-am adunat, îl sunăm în direct să vedem dacă susține în continuare această bizarerie contrazisă de fizicianul Presură. Domnule, intră bizărelul ăsta și nu e așa, ca un amuzament, deci nu era ceva ce esențial. Zic, domnule, uite-te și tu ce om a ajuns în Parlamentul României. Și îl sunăm pe ăsta în direct și așa cu halul ăsta lui de a se exprima, cu împiedicarea asta minții în care se află el, așa, uite-te și după cine au ajuns ăștia în Parlamentul României. Mai e că, uitați, presa locală vă titrează ca Lască și noi a trebuit să verificăm, da, să știm dacă vă punem sau nu, da, diacritici. Știți să citiți limba română, nu? Numele meu e românesc. Bun. Haideți, domnul deputat, acum serios, dumneavoastră vă feriți de acuzativ ca alții de pușcărie, între care și dumneavoastră, și ne spuneți nouă că nu știm să citim în limba română? Vedeți? Dacă iar așa nu apăsăm și noi niște vedeți proporții. Vedeți că e un dezastru gramatical postal. Vreți să mă citez în dumneavoastră? Poliția și jandarmeria este alături de noi. Măștile care suntem obligați să le purtăm sunt infectate. Ce dracu, domnule, iartă-mă, domnul deputat, de spuneți nouă despre limba română, dumneavoastră ați faultat limba română în toate felurile posibile? Care sunteți acum, domnul Chiel sau cel cu ochelari? Domnul Chiel suntem aici. Dumneavoastră care sunteți, domnul agramat sau domnul cu două dosare penale? Eu sunt Mihai Lasca și... Așa, pe știi, m-am zis de la început cum vă cheamă. Domnule, hai să depășim momentul ăsta. Spuneți-ne cu nanoviermii ăștia, dacă vă mai susțineți punctul de vedere și de ce vreți să panicați populația. Asta e întrebarea. Aha. Și voi nu panicați poporul când îl timorați cu vaccinare, cu gravitația, cu gravitația COVID? Noi și Newton care mai panicăm cu gravitația. Fără de România TV care cu asta se ocupă și așa îi adună panicându-i, că asta vor să fie panicați ca să se adune acolo. Deci până la urmă ăsta e temeiul pe care se adună acolo, să fie panicați. În afară, mă, a spune oamenilor că este o pandemie nu e un motiv de panică. A le spune oamenilor ce au de făcut ca să nu ajungă în terapie intensivă nu e un motiv de panică. A le spune oamenilor că sunt terapiile intensive pline, iar nu e un motiv de panică. E un motiv de atenție, deci practic nu poți să ai ascunzi omului ca să nu-l panichezi. Dar ai spune omului care viermi în măști, bă, nenică, ăsta e un motiv de panică. Scade imunitatea? La ce vă referiți, domnule? Scade oxigenarea plămânilor, a creierului? A creierului. Vreau să vă întreb dacă ați întâlnit medici chirurgi, intră în operație, uneori stau 8 ore, 10 ore, 12 ore în operație, poartă mască?
Să știți că le funcționează creierul. Domnule, operația durează în deosebie cam 2 ore. Ați măsurat? Iar sunt perfect de acord ca doctorii chirurgi să poarte și doctorii stomatologi, atât. Deci sunteți de acord că așa asta poate că era o întrebare. Doamne, sunteți de acord să poarte? Poate nu e de acord nici cu medicii să poartă mască. E bine că suntem. E bine că ați semnat la chestia asta. Bă, nene, și când s-a folosit această centură la un moment dat, că am văzut că îi zic bodniță, poate să fie, mă, lesă această centură, poate să fie că suntem legați în mașină, că s-a dovedit totuși că cât de cât te protejează centura asta la un impact, cât de cât te protejează și masca, dar poate să fie, domne, și centura asta la un moment dat lesă, de ce nu ziceți, bă, lesă și la centură, dacă vă duce capul atât de puțin, vă dau seama că n-ar fi exclus să-i ziceți, că sunt și inteligenți așa, sunt și mari pe ironie, sunt mari ironici, bodniță, îi punem bodniță, e bodniță. Sunteți sigur că o țin anul aceste lucruri, că aceste bodnițe pot fi infectate. Da, nu, asta e important, nu contează. Bă, uitați-vă la comentarii, bă, nenică. Uitați-vă un pic, am pus această bucată a intervenției sale cap-coadă, deci fără niciun montaj să nu... Am pus-o pe Facebook tocmai ca să arătăm în ce stadiu al minții s-a ajuns. Și uitați-vă un pic cine sunt cei care l-au pus pe ăsta în Parlament, că te-ai fi gândit în mod logic că oamenii se vor... Mă rog, își vor atenua punctul de... Da, am exagerat, am greșit. Deci uitați-vă și noastră, oamenii în continuare l-ar vota pe ăsta. Deci atenție, ei se simt reprezentați de omul ăsta. Ei se regăsesc în omul ăsta. Faptul că omul ăsta este într-o încălcire a minții, pe ei probabil îi ajută să rezoneze cu el. Băi, genul nostru de om. Bă, noi suntem genul ăla de om care nu poate să gândească 2-3 minute să poartă un dialog, cât de cât rațional. Eu accept totuși prostia, dar într-o doză cât de cât... Cât de cât frecventabil. Nu poți să pui în Parlament, bă, nenic, așa ceva. Nu poți să-l pui pe un goland ăsta în Parlamentul României, să te mai simți și reprezentat de el. Doar pentru că spune că nu există pandemie și să nu purtăm măști. Nu ne convine chestia cu nepurtatul măștilor și atât de mult ne convine încât și dacă nebuna aia care a împins pe cineva la metrou, care e în pușcărie acum, de acolo trimite un comunicat cum că pandemia nu există și cum că măștile astea au viermi în ele, bă, vom deveni niște admiratori ai doamnei care până la urmă de bine de rău spune lucrurilor pe nume și ne susține și ne ajută. Bă, deci oamenii sunt în stare să susțină absolut pe oricine. Oricine le spune că pandemia nu există într-o formă sau alta, sau că măștile nu trebuie purtate, sau că restricțiile nu trebuie avute și așa mai departe. Deci oricine susține așa ceva devine un erou al oamenilor ăstora. Până și un parlamentar de nu știe să vorbească 2-3 minute consecutiv fără să producă greșeli gramaticale și bizarerii ale minții, bă, până și unul care s-a remarcat bătându-l pe unul într-o mașină, blocând un drum național și luându-l la bătaie pe unul într-o mașină, bă, pune și unul de face trafic de oameni și așa mai departe. Bă, pune și pe ăsta, uitați-l cum îl aplaudă, înjurându-ne pe noi că suntem plătiți și vânduți. Că suntem plătiți și vânduți. Că uite că îl contrazice pe ăsta când zice că măștile au vieri. Deci vine unul condamnat pentru violențe de genul acesta și cu probleme de genul acesta cu trafic de persoane, vine și spune că măștile au vieri. Și oamenii se revoltă împotriva noastră că îl contrazicem. Bă, înțelegeți în ce stadiu al minții a ajuns țara asta? N-au ajuns în situația asta de pe zi pe alte. Ei au fost aduși în stadiul ăsta al minții, continuu, livrându-li se această variantă cu pandemia nu există și cu oculta mondială și cu toate nebunile care trec pe mințile, pe creierii ăstora de s-au suit pe pandemie ca să ajungă celebri și parlamentari. Gândiți-vă că toți oamenii ăștia au fost aduși în stadiul ăsta al minții și se profită de ei, mă! Băi, se profită de ei, pur și simplu s-au suit pe neputința mentală a oamenilor ăstora. Uitați-vă și noastră ce fel de oameni sunt ăștia și cam cum gândesc, uitați-vă cum îi înjură. Te uiți așa la ei și te gândești, bă, nu trebuie protejați oamenii ăștia, bă, frate, așa cum oamenii cu vulnerabilități în sănătate trebuie protejați în această pandemie, nu trebuie protejați, mă, și oamenii ăștia săraci de ei? N-ar trebui protejați și oamenii ăștia cumva de profitorii ăștia, ca o bătrânică pe care o sună unul cu metoda accidentului, cam așa sunt ăștia care profită de neputința mentală a oamenilor. Uitați-vă cum s-au suit pe mintea oamenilor, uitați-vă și noastră în ce stadiu s-au suit pe ei și cum îi călăresc pur și simplu pentru niște căcaturi până la urmă. Că până la urmă în România aceste restricții niște căcaturi, asta cu masca. Bă, nenică, asta cu masca nu e ceva esențial, deci nu e ceva ce te scapă de COVID. E ceva ce împuținează cât de cât acolo ca aia cu termometru. Dom'le, hai să vezi dacă are un om temperatură, sunt șanse totuși să aibă COVID sau... Hai să vedem, uitați-vă și noastră, de exemplu, în Corea de Sud.
în țările din Asia, unde se confruntă și cu poluare, se confruntă și cu alți virus și așa mai departe, acolo se poartă măștile fluent. Bă, vor fi chiar cretini oamenii ăia care sunt într-o dezvoltare tehnologică spectaculoasă în Coreea de Sud, poartă măști. Bă, chiar atât de cretini vor fi și și-o fi dat seama băiatică ăsta care a luat la bătaie pe cineva într-o mașină pe un drum național. Ăsta de nu știe să vorbească limba română 2-3 minute consecutiv fără să producă greșeli. Bă, o fi ăsta mai inteligent decât Coreea de Sud, decât statul Coreea de Sud, care până la urmă vedeți și noastră în ce dezvoltare economică se află și în ce dezvoltare tehnologică. Mă, atât de imbecil sunt ea și atât de inteligent ăsta pe ăsta să ne bizuim noi de acum înainte? În ce stadiu al minții v-au adus, bă, nenică, că stau așa și mă uit și mă gândesc, bă, totuși, nu pot fi, bă, nu pot fi în aceeași nație, mă, cu oamenii ăștia, deci nu știu, mi se pare unor că, vor fi, ori avea și alții proști, mă, dar parcă noi avem proști la alt nivel, nu știu, mi se pare că parcă la noi proștii au făcut performanță. Ei au proști mai mediocri, noi avem proști performanți, noi avem performări în prostie, deci la noi prostia a ajuns la un stadiu de... Ei n-au șoșoacă, mă, acolo, eu nu știu dacă au și ei, ori avea și ei șoșoacă, ori avea și ei ăștia pânțele astea civilizate șoșuci. Bine, vă las, toate cele bune, ține legătura, vă sunăm noi.